Ne aflăm la școala gimnazială numărul 8, aici unde vineri ar fi avut loc un incident în timpul orelor de curs. Un elev de clasa a 3-a a cerut la toaletă și când a bătut la ușa unei cabine pentru a verifica dacă este ocupată sau nu, acesta ar fi fost atacat cu un cuțit. Când a ajuns înapoi în sala de curs, elevul ar fi anunțat învățătoarea despre cele petrecute, însă potrivit părinților acestuia, niciun reprezentant al școlii nu a înștiințat familia. Tatăl băiatului a sesizat incidentul inspectoratului școlar județean printr-un e-mail. Acest eveniment nu ne-a fost adus la cunoștință de doamna învățătoare sau de conducerea școlii, ci de copil când a ajuns acasă. Când am luat legătura cu domnul director Badea Cosmin, mi s-a spus că va face o anchetă, deoarece consideră că nu este un eveniment grav care să merite urgentare și că nu e obligat să mă anunțe pe mine ca părinte de la astfel de incidente. I-am comunicat că nu sunt mulțumit de răspuns și voi înainta o plângere la ISJ și poliție. Se arată într-un e-mail transmis de către George Florian Mihai, tatăl elevului, inspectoratului școlar județean Constanța. De cealaltă parte, conducerea școlii declară că a anunțat imediat părinții elevului și că a luat măsuri chiar din ziua respectivă. Evident că am luat măsuri. Am vizionat înregistrările video, am discutat cu personalul angajat al școlii, cu doamna învățător. Da, am luat măsuri, imediat. La primele ore ale dimineții, inspectorii școlari de sector s-au deplasat la unitatea de învățământ pentru a discuta cu reprezentanții instituției și de a aduna informații și imagini. Întâmplarea a fost semnalată duminică și polițiștilor. Precizăm faptul că polițiștii secției 4, împreună cu polițiștii biroului siguranță școlară, efectuează verificări în vederea stabilirii veridicității aspectelor semnalate. În funcție de rezultatul anchetei, atât inspectoratul școlar județean, cât și inspectoratul de poliție vor lua măsurile care se impun.